Vrem să vă invităm să fie și în dialoguri unde simțiți nevoia să ne challenge-vi, să ne întrebați, să ne aportați, poate zic și eu. Feel free to do it. Când am discutat cu Loredana prima dată despre tema pentru această sesiune, nu știam că înaintea noastră o să fie un debate care a pus așa pe picior de adversitate, safe și out of the box. Și noi, iată, ne-am luat o temă care continuă cumva povestea asta, pentru că nu creativitatea este acea zonă out of the box pe care o căutăm de multe ori în comunicare. Dar data ar trebui să fie acea plasă de siguranță care ne ajută să avem o creativitate raționalizată, cumva mai sigur. Noi am pornit de la data și ne-am gândit, ok, ce se întâmplă în comunicare astăzi și cum ajungem la o idee și mai ales cum ar fi bine să construim o idee ca și noi, agenție, și clienții, și consumatorii să se simtă confortabil, dar și challenge la același timp. Și ne-am uitat la câteva data. Este un raport care apare în fiecare an și care mie îmi place foarte mult. Se numește Data Never Sleeps. Iar anul acesta a ajuns la cea de-a șasea ediție. Și vedem tot felul de lucruri interesante aici. Într-un minut. Ce spune raportul? Raportul spune ce se întâmplă în fiecare minut din anul respectiv pe internet. Și în 2011 se pare că în fiecare minut se postează aproape 50.000 de imagini pe Instagram. Se vizionează aproape 4 milioane și jumătate de videouri pe YouTube. Se fac aproape 7.000 de meciuri pe Tinder. Se livrează peste 1.000 de colete pe Amazon și tot așa. Dacă mai dăm un slide, o să vedem și alte date. Și ne-am întrebat, ok, atâta data, ce ne va face cu ea și cum o traducem în creativitate sau reușim să o traducem și, de fapt, de ce avem nevoie de data în creativitate dacă avem. Și aici Silviu a venit cu o perspectivă foarte interesantă, credem noi, și sper să vi se pare și vouă la fel. Da, sper să vă placă. Ideea e că de cele mai multe ori noi ne raportăm la ce facem în a lua o decizie. Orice facem noi în fiecare zi e o decizie. Luăm cea mai bună decizie? Niciodată nu știu. Adică și ne uităm la data ca un fel de raționalizare a deciziilor noastre. Și deciziile sunt de cele mai multe ori grele. Adică dacă știm că avem și un buget greu în spate... Sau mic. Da, mai ales mic. Deciziile sunt cele mai grele. Și întotdeauna oamenii au făcut chestia asta. Au încercat să-și confirme deciziile și se uitau în stele și ziceau, da, e bine ce fac. Sau, știu eu că racii sunt mai bătăioși, deci e bună decizia asta. Sau, cine știe ce profeții. Ideea e că noi facem acum cu acest data, care e din ce în ce mai prezent pe buzele noastre, exact ce au făcut oamenii dintotdeauna. Încearcă să-și creeze confirmări. Ne uităm la data și zicem, da, e bine, o să merg mai departe cu decizia mea. Dar e așa? Adică, la fel cum ne uităm în stele, cred că e la fel de important să ne uităm și la data și să ne îndoim uneori. Dacă e bună decizia pe care urmează să o luăm. Sau dacă trebuie să ne raportăm la data ca fiind neapărat o confirmare a deciziei noastre. Dar totuși data e un pic diferită de uitat în stele, aș zice, dacă îmi permiți. Sau de profeții, sau de altfel de analize și insight-uri. Și ce este diferit este faptul că data lasă urme. Data lasă urme despre ce face de fapt consumatorul. Urme pe care noi le putem utiliza și folosi, în așa fel încât să ne ducem ideile și campaniile într-o direcție mai sigură și într-o direcție care să fie, de fapt, relevantă. Și în continuare o să povestim și o să vedem dacă funcționează rețeta asta sau nu și poate cu ajutorul vostru ajungem și la o concluzie sau mai multe. Bun. Deci, vă ziceam că data, până la urmă, urmei pentru noi, în momentul în care
încercăm să realizăm ceva, ne uităm la ea întotdeauna ca o confirmare a unui gând pe care noi îl avem. Eu sunt aici așa, în poziția omului care data e așa, e un cuvânt foarte hot. Data, trebuie să faci ceva pe data, dar e data, dar cum folosim data, da? E acest hype, da? Și eu sunt un pic mai sceptic, o să încerc să vă prezint și eu o perspectivă un pic mai sceptică. Și de ce e sceptică? Ați văzut pe slide-ul anterior că istoria se repetă și se repetă cumva și în industria asta, sau mai ales în industria asta. Și e surprins foarte interesant într-o carte pe care vă și recomand. Mă rog, vă recomand, deși am terminat-o. Se cheamă The Anatomy of Humbug, care în traducere liberă ar însemna Anatomia Vrăjelii sau Anatomia Burelii și este o carte despre advertising, bineînțeles. Și acolo e identificat o chestie foarte interesantă. Fiecare epocă e captivă în același narativ, în aceeași paradigmă. Istoria se repetă. Și e acolo o paradigmă sau un narrative spus, care mi se pare foarte interesant. Noi în publicitate, cumva, întotdeauna considerăm trecutul primitiv, fumat. În trecut era praf, erau lucrurile praf. Azi suntem iluminați. Azi avem data, azi știm cum putem să facem lucrurile. Da? Viitorul este acum. Și se tot repetă chestia asta și acolo e destul de bine surprins. Research-ul motivațional în anii 50, USP-ul în anii 60, Big Data în 2018, nu știu. O să vedem, o să aflăm. Ce mi se pare mie interesant este că ar trebui să tindem să o folosim cu rost. Pentru că altfel, în loc să devenim experți în advertising, o să devenim experți în the latest fashion, care astăzi e data, mâine nu știm ce va fi. Și dacă e să mergem mai departe pe firul ăsta al gândirii din carte, spune acolo foarte interesant că enlightenment-ul de azi, da, iluminarea, data-ul s-ar putea să fie mambo-jambo, vrăjeala de mâine. Noi nu ne-am hotărât dacă e așa sau nu. Dacă voi aveți aici vreo altă părere, o așteptăm cu interes. Dezbatem acum sau în pauză. Sigur, eu sunt cumva avocatul diavolului și o să continui un pic să fiu. Dacă mergem pe un slide mai departe, o să vorbim de un om destul de tare la vremea lui, dar și la vremea asta. Omul care a inventat automobilul și un om care cumva a fost și el oarecum anti acest data sau anti ce se credea sau anti trendul curent din societate. Dar nu cred că era neapărat total anti. Ideea este că la momentul respectiv data venea cumva mai mult dintr-o formă de research, să zicem. Și ce e interesant de văzut este că în momentul în care Ford a luat decizia să facă sau nu o mașină, a întrebat oamenii. Practic s-a consultat cu o formă de data ce era atunci. În momentul în care el a întrebat oamenii toți au zis același lucru. Nu, noi nu vrem roboți, nu avem nevoie, noi vrem cai mai rapizi, atâta tot. Deci dacă... Așa a apărut calul supersonic. Exact. Ideea e că ce a făcut interesant Ford este că a extras principiul ce au nevoie oamenii. Oamenii au nevoie de mobilitate. Vor să se miște din punctul A în punctul B, mult mai repede. Și nu am adăugat încă 2-3 cai la căruță, a inventat mașina. Mulțumim azi. Pe partea cealaltă sunt eu. Când, o altă legendă. O altă legendă, da. Când am aflat că o să fiu proaspăt tătic, probabil mulți dintre voi sunteți sau ați trecut cumva prin epoca asta, e că în momentul în care afli informația asta, vine cu o altă tonă de informații. Ce fac? O să fie bine, dar dacă se sufocă? Dar dacă nu se sufocă? Dar ce o să mănânce? Dar ce fel de lapte să-i dau? Dar cum să-i dau? Dar e suficient de cald? Dar e suficient de fierbinte? Deci, și ca urmare a tuturor întrebărilor, am făcut ce face orice om din epoca asta. Am intrat pe internet, am citit o tonă de informații și am aflat că am nevoie de măsuță de înfășat, de dispenser nu știu de care, de supraveghetor video, de leagă în care să o dau și să adoarmă, să fie liniștită. Cam mai târziu să aflu că toate astea au ajuns aici. Pe
Ți-ai reușit vânzarea sau...? Băi, unele încă le mai am acolo. Ideea este că ce-am făcut eu este opusul a ce-a făcut Ford. Eu am luat toată informația aia și nu am trecut-o prin filtrul meu personal. Nu am știut dacă cumva acel balansoar de fetițe mă caracterizează pe mine ca și persoană. Balansoar în engleză. Scuze. Balansoar în da. Mi se pare amuzant să fie produsul ăsta, scuze. English. Și nu am trecut-o prin filtrul meu personal. Și am realizat la o etapă ulterioară că, de fapt și de drept, eu nu aveam nevoie de toată informația aia. Trebuia să o filtrez și să nu o iau ezitist de pe internet și să iau o decizie în urma ei. Ideea e că, exact cum am făcut eu, sunt foarte multe proiecte de data care nu sunt filtrate suficient de bine și ajung să crash, la fel ca și bugetul meu. Pe partea opusă, la un nivel mult mai mare, nu știu dacă știți, Kodak era cândva lider în categoria de fotografie, astăzi practic nici nu mai există, și a ajuns aici tocmai pentru că el a ignorat trendurile, a ignorat data, a ignorat research-ul. Chiar un research condus de ei spunea la momentul respectiv că fotografia pe film nu o să fie înlocuită niciodată. Nimeni. Nu are cum. Oamenii vor să vadă fotografia în mână. Nimeni nu o să stea să uite la poze pe un stick, pe un memory stick. Ce mi s-a părut amuzant este că până chiar un inginer de la ei a fost inventatorul primei camere digitale. Un inginer de la Kodak care s-a dus la bord și le-a zis, uite, ăsta e viitorul. La care ei pur și simplu au zis, a, ce drăguț, să nu mai zice asta la mine. Că nu e adevărat. Drept dovadă, mult mai târziu au apărut telefoanele, ecranele, știm cu toții care a fost rezultatul. Și Kodak, din păcate, a ieșit de pe piața fotografiei. Sau din fericire, depinde. Cumva, pentru noi, challenge-ul este, de fapt, cum ne raportăm la data astăzi și cum să fim Henry Ford utilizând data și nu bordul Kodak. Diferența dintre noi, comunicatorii de astăzi, de advertising, companiile, brandurile și etapa Kodak, este că big data și small data din online de azi, vă spuneam mai devreme că lasă urme. Și acele urme nu mint, pentru că pe vremea lui Kodak, consumatorul mai obișnuia să proiecteze alte lucruri în research-uri, în studii, în focus group-uri și așa mai departe. Și cred că știți și voi exemple. Eu mi-amintesc de vreo două produse din ultimii ani, care în focus group-uri și în studii au reieșit ca fiind foarte dorite de consumatori, care nu-i așa vor, bio, eco, organic, fără gluten, fără zahăr, minunat, sănătos și dacă e mai scump ce dacă, pe mine mă interesează să fie și un brand care face CSR și să plătesc dacă cu 50% mai mult pe produs decât am competiție, doar să-mi uitați. Și pui produsul la raft după aceste considerente și constați că produsul stă la raft și stă și stă și nu prea e cumpărat. Cam de asta s-a temut Kodak la momentul respectiv, dar acum, slavă Domnului, data din online ajută să calibrăm cumva și să filtrăm aceste informații în așa fel încât ele să fie de fapt relevante și să nu ne lase nici pe noi, nici pe consumator să fim induși în eroare de o imagine dezirabilă, ci mult mai ancorați în realitate. Și de asta cred că Kodak atunci, dacă ar fi avut niște data pe care să le poată urmări după comportamentul real al consumatorului, poate că ar fi inventat următoarea mașină, da. Da, da, da. Bun, deci, data. Ce vă vindem noi de fapt și de drept, sau ce spunem noi și de fapt și de drept, este că orice data, chiar orice data, are nevoie de a lui Picard. Nu există data singulară. Nu există data luat ca entitate singulară, fără un Picard. Și ceea ce Picard? Pentru noi, creativi, noi doi, de cele mai multe ori, Picardul nostru care lucrăm de zi cu zi, este un insight. Noi căutăm un insight pentru
orice facem pentru consumatorii noștri. Vrem să fim cât mai relevanți. Bineînțeles că, în același timp, ne uităm și la data. Facem un cuplu, practic, între un insight și ce înseamnă data. Și un insight de care ne-am legat în ultima perioadă a fost ăsta, un proiect foarte interesant pe care noi am lucrat. Și ce este cumva insight-ul că bărbaților nu le place absolut deloc să facă curat. Fals. E un produs despre curățenie. Asta fals. Am zis și eu. Adevăr, fals. Nici femeilor nu le place, de fapt, să facă. Da. Le place. Tocmai asta e interesant. Că insight-ul ne-ar zice, sau observația despre majoritatea bărbaților, ne-ar spune că bărbații nu vor să facă curat deloc. În același timp, data chiar observă un trend în care bărbații sunt din ce în ce mai implicați în treburile casnice. Și chiar fac curat. Și eu fac. Mă omoară nevastă. Și eu fac. Și eu fac. Eu nu prea. Ideea e că chiar fac. Data ne spune că nu e insight, ne spune că bărbații sunt anti. Bun, atunci ce facem? Și noi am făcut asta. Să vedeți și voi dacă play în video. Cel mai greu este să te apuci să faci curat. Dar, de fapt, sau campania ne-a venit fix dintr-un mix între un insight și o informație pe care o aveam din data. Pentru noi, data de cele mai multe ori vine dintr-un brief pe care alți oameni îl analizează și ne zic treaba asta. Mulțumim! Și campania face un lucru foarte interesant, zicem noi. În primul rând, le spune bărbaților confirmare. Da, frate, e greu, e greu să te apuci să faci curat, e super greu. Dar în același timp, diminuează frica pe care au bărbații spucându-le, bă, dar e greu doar să te apuci, adică restul e floare la ureche. Pe partea cealaltă, cu floarea la ureche, comunicăm pe bucata în care data ne zice, mă, cu bărbații totuși fac curat. Și așa am ajuns noi la această campanie. Și vine și produsul, zice, mai destul de natural. E greu să te apuci, dar odată ce te-ai apucat, folosești produsul W5 de la Lidl, se rezolvă. Moment de publicitate. Da. Deci, cumva, campania a ieșit dintr-un tandem foarte natural între ce înseamnă un insight și ce este, și ce ne spune data. Probabil data, acum câteva secole, zicea tot altceva. În același timp, există multe moduri în care, sau multe, mai sunt și alte moduri în care data poate fi filtrat sau poate fi tradus în ceva mai accesibil pentru consumatori. Să nu pățiți ca mine și să cheltuim tot bugetul degeaba și după aceea să vină pe OLX. Și ce încercăm de fiecare dată când primim o tonă de informații este să căutăm pentru fiecare data un picar. Care este acel picar pentru tipul de proiect pe care îl avem? Nu e nici nouă mie, întotdeauna nu ne este cel mai clar. Dar am văzut și alte campanii care au filtrat altfel data, cu succes chiar. Iar pentru că suntem la o conferință de PR, eu aș adăuga aici că cel mai important este ca și data și Picard să lucreze într-o direcție relevantă și care să nască o poveste. O poveste pe care să ne placă să o spunem și, și care să placă și altora să fie, să fie share-uită. Mă ajuți tu cum stai? Mulțumesc! Așa. De aceea am zis așa, ideea nu este un concept static pe care îl arunci acolo pe masă sau într-un PPT și transformi într-o campanie, ci ideea este un lucru care se alimentează permanent, mai ales când e vorba de PR,
Pentru că, de fapt, data transformă permanent ideea pe care o punem în, în campanie și o îmbunătățește sau o ajustează în cazul în care, nu știu, anumite lucruri au funcționat așa bine ca camera de brainstorming, dar nu se validează la, la consumator. Și atunci, întotdeauna, e important să ne uităm la ce sunt dispuși oamenii să share-uiască și cu ce fel de conținut sunt dispuși să, să intre în interacțiune și genul acela de conținut să-l ducem în, în idei și să-i facem pe cei din jur să, să vorbească despre ideile, campaniile și produsele și brandurile, brandurile noastre. Și avem câteva exemple în continuare. Bun. Un exemplu foarte interesant de cum au reușit cei de la Google să filtreze toată cantitatea de informație care vine peste noi astăzi este cu AI. Toată lumea vorbește despre aceste AI, ce e Artificial Intelligence. Este un, este o minte, practic, care e conectată constant la toată baza de date de informații de la Google și care răspunde în mod mai puțin imprevizibil, fix ca noi, practic. Adică nu știm niciodată care este output-ul acelui AI. Și dacă se poate da play. Nu știu, dacă știți, știți. Hi, I'm calling for the women's haircut to our client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make your haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule an appointment for you. Let's listen. Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for our client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Sure, what time are you looking for, Will? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day, bye. E mult mai lung, dar tot cum să vin. Ce-a făcut acolo Google AI? El era conectat tot timpul cu toate informațiile personale ale Lisei. Știa ce calendar are, știa ce business-uri are setate, știa care este intervalul ei, era conectată la data așa cum targetăm noi astăzi. Știm informații despre consumatorii noștri și le oferim cele mai bune rezultate. Și în cazul de față, Google Assistant lua decizia pentru ea știind exact care e cel mai bun rezultat. Pe cealaltă parte există și o formă în care putem să filtrăm data, dar știm exact care este output-ul pe care ne-l dorim. Mai devreme nu știam exact dacă o să reușim să ne facem o programare la salon. Acum știm exact cu un learning algorithm, este un algoritm care învață constant dintr-o bază de date, la fel cum zicea și Irina, conectat constant la preferințe. Dacă se schimbă preferințele, se schimbă și algoritmul. Dacă se schimbă, nu știu, vremea, probabil o să obținem alt rezultat. Dar noi știm
ce fel de rezultat ne dorim. În cazul de față este un studiu de caz foarte interesant, în care rezultatul era tot timpul un infografic. Since Gilbert Baker first created it in 1978, the Pride flag has always been a symbol of one thing. Welcome. Wherever we go, this flag says, you're safe here. But the truth is, we're not always safe here. Because what's legal in one place can be punishable by prison or worse in the next. On the 40th anniversary of this flag, PFLAG Canada asked, what if the Pride flag could help you see the world? This is Destination Pride, a first-of-its-kind global platform designed to help LGBTQ travelers navigate the world in the simple form of a flag. Our algorithm starts by collecting global data on 6 key metrics of acceptance, including marriage equality and real-time social sentiment. Together, the bars provide a dynamic snapshot of acceptance across hundreds of thousands of destinations worldwide and a single numerical score for comparison. To launch, we created a global ad campaign targeting LGBTQ travelers in some of the world's lowest and highest scoring destinations, from low-scoring Kampala, Uganda, scoring Toronto, Canada. People are like, oh, you guys don't look like a lesbian couple, you know, when we went to Cuba, when you book in your hotel. Do they always gravitate to, okay, so we've got two double beds. We're like, oh no, we're okay with the one. In its first month, Destination Pride engaged users from more than 150 of the world's 195 countries. It became the most shared and discussed communications platform in PFLAG's history, and connected to a need that many have experienced, but few have discussed. Inspired calls to action among tourism offices, business leaders, politicians, celebrities, and mainstream media. And our data visualizations have been invited to hang at the London Design Museum's retrospective on graphic design and political messages. PFLAG imagines a world in which all people are respected. Until that world is real, Destination Pride helps us navigate this one. Bun. Ce făcea site-ul ăsta, de fapt, și de drept? El era conectat constant la internet, să zicem, și în funcție de cât de hot era un topic în media despre LGBT, cum a fost de curând la noi în România, îți spunea dacă s-a luat o decizie, dacă nu s-a luat o decizie, dacă e ok ca tu să te duci în țara respectivă. Și, practic, servea ca guide pentru cei care voiau să călătorească. Dar întotdeauna, așa cum vă ziceam la început, output-ul noi îl știam. Știam ce rezultat vrem de la acest data. Voiam doar să știm dacă este safe pentru ei să se ducă în momentul de față în țara respectivă. Și site-ul ăsta i-a ajutat. Site-ul este live. Vă recomand să intrați, sper să vedeți cum funcționează și cum colectează data. Și fără ratingul la București. Bineînțeles. 39. Poftim? Okay. 39. E foarte interesant de văzut cum funcționează. Mai avem foarte puțin timp, mai avem un caz aici, nu o să-i mai dau play, dar despre ce e vorba, foarte pe scurt, este cum mixăm data cu emoție și aici vedem un caz despre cum data a reușit să reproducă speech-ul pe care Kennedy chiar voia să-l țină în ziua în care a fost ucis. Să-i dăm play? Haideți să-i dăm play. On the 22nd of November, 1963, President Kennedy was assassinated as his motorcade made its way to the Dallas Trademark. There has been an attempt on the life of President Kennedy. What if technology had advanced so much so as to allow JFK, on the centenary of his birth, to finally deliver the hugely important trademark speech? As part of the Times Find Your Voice campaign, we had to review 831 JFK speeches and interviews and create a database of 116,777 phonetic sound units, split into 233,554 half-bones. To blend small speech units together, it helps to have very consistent data. For JFK, this is a major challenge. It was almost as if each recording was in a different environment and of a different quality, so combinations of sounds were selected and smoothed together by months of painstaking sound engineering, allowing us to finally hear the trademark speech
delivered in JFK's own voice. In a world of conflicts and continual problems, in a world full of frustrations and irritations, America's leadership must be guided by the lights of learning and reason, or else those who confuse rhetoric with reality and before them over the possible will gain popular attendance with their seemingly swift and simple solutions to every world problem. We tracked down people who were waiting at the trade mart that day and played it to them. Yes, therefore, it gave me chills just to hear his voice again. Data usually sharpens a story, but for JFK, it made it possible to actually tell the story and allowed over 1 billion people to finally hear JFK unsilenced. Since the launch of JFK Unsilenced, this audio technique has been adopted by numerous companies around the world to help ALS sufferers refine their voice. Okay, deci din nou learning algorithm, ce făcea el este că de data asta nu mai răspundea la o bază de date dinamică neapărat, aveam toată informația despre JFK și de acolo el și-a creat o previziune. Cum ar fi putut el și ce ar fi zis el și cum ar fi zis-o și care-i ton și care-i vocea și care-s cuvintele. Dar, din nou, output-ul noi îl știam, era care ar fi fost pitch-ul. Ca o concluzie, data în momentul de față este pe buzele tuturor, dar este doar o pensulă, până la urmă, ce facem cu ea și care este direcția în care folosim acest data, depinde doar de noi. Și de voi. Și de voi, bineînțeles. Mulțumim frumos! Mulțumim pentru prezentare, vă rog dacă aveți întrebări, să îndrăzniți. Uite aici, da. Avem două întrebări. Dar răspunsurile scurte, vă rog frumos. Scurte, da, foarte scurte. Două foarte scurte. Chiar din nou a fost speech-ul scris dinainte? Chiar cineva l-a reconstituit? L-au gândit? Da, nu l-a avut scris. El de obicei folosea cartonașe de speech pe care își punea câte un cuvânt în urma căruia memora un speech. Aveau cartonașele respective și în felul ăsta au reușit să reconstruiască. Și voi, Google cumva a anunțat sau a dat de înțeles că ar folosi tehnologia asta de Google Assistant și B2C pentru că mi se pare foarte simplu să înlocuiești sales persons, ceea ce din nou ne duce la fixul meu cu locuit oameni cu AI. Da, ei își doresc în momentul de față, cred că mulți dintre voi știți că în Google se pot introduce datele firmei și îți răspunde automat cumva Google în ce interval ai deschis, care este programul, dar cerând cumva un pic mai multe date. Alibaba face asta. Da. Găsești detalii dacă cauți despre Alibaba și Alibaba care e de digital art, folosesc genul ăsta de tool-uri deja în B2C. Da. Mai avem o întrebare. O întrebare mai degrabă un pic conceptuală, dar Ok. Pasiunea voastră pentru date, sigur, da. Tot referitor la clipul cu GFD, unde începe data să formuleze, să formuleze ceea ce trăim astăzi post-truth era, mai ales că văzând ce am văzut aici, este o chestie foarte interesantă, dar în același timp poate să fie și un deep fake. Bănuiesc că știți ce sunt deep fake-urile, care, bineînțeles, personal le consider foarte periculoase. Deci, unde este linia aceasta între a face ceva interesant și util și a ajunge să faci poate chiar istorie contrafactuală, orică e contemporană, orică ține de trecut? Da, asta e întrebare de etică, nu de conceptuală. Da, habana. Adică o să aflăm probabil în curând, nu știu, probabil cu prima mare întâmplare. Cu cât oamenii folosesc mai des data, probabil că și etica noastră o să fie din ce în ce mai promuțată. Sunt de acord. Acolo este mai degrabă o dovadă de folosirea tehnologiei decât ce ar fi spus propriu-zis el. Este de ce putem să facem cu data. Da, este un element de testare și în continuare se testează. Cel mai controlabil mod în care noi putem să folosim data, să zic, este, așa cum ați văzut mai devreme la LGBT, în care luăm niște decizii foarte matematice, sau cum facem noi, de cele mai multe ori ne raportăm întotdeauna la un insight
care știm că este adevărat despre consumatorii noștri sau în etapa în care se află consumatorii noștri. Dar, într-adevăr, este o zonă de testare încă data, cel puțin la nivelul de AI și learning algorithms. Chiar vorbeam despre screen time-ul de pe nou iOS din iPhone. Îți spune acolo cât stai pe social media. Îți spune, ai stat pe social media atât, ai citit atât. Cumva există și un contratrend, să zicem, mai etic. Să fim preocupați cât de intruziv, știu eu, e acest data. Cât de mult te poate bombarda Netflix-ul, știu eu, cu serialele pe care le adori atât de tare, încât nu te mai culci. Dar e o discuție și o să aflăm cu toții. Vom trăi și vom vedea. Mulțumim frumos! Felicitări pentru prezentare!